Băi, Dani, chestia aia ți mi-ai trimis, it's some cruel shit. Aia? E adevărat. Dar, e adevărat, dar am uitat la niște faze cu ăștia, cu pick-up artists, Jesus Christ. Ce, mă? Ce, ce ți-a trimis? Dă-și mie să râd. Bine, nu-i de râs, sincer. Te-am trimis și eu, Bogule, dar tu nu te uiți. Cred că e cam de plâns. E o chestie. Când ai trimis? Azi. Aia cu WoW 1.1? Da, cu What Women Are Attracted To, dar e o fază la al doilea clip sau așa ceva, că e o serie de 4 în care sunt ăștia, vezi, doamne, pick-up artist, da, care îl învață pe unul cum să vrească cu femei, cum să facă de-astea, cum să vrească, mă, cold approaches, știi? Da, mă, da. Așa, și frate, ăla fără catering, că e un tip urât, adică nu ai cum să o dai altfel, da, e fără catering, că e urât. Și alea, cum să spun eu, se fofilează, încearcă să le refuze politicos, nu știu ce. Și ăla zice, domne, măcar mi-am înfrânt frica, nu știu ce, la, mamă, și programul pe care îl plătea era vreo nu știu câte zeci, sute de dolari. Păi costă asta, da, costă. Păi nu, dar you get an ori, adică, e ca un fel de, scam, da, pentru că, din nou, ăla săracul nu o să poată să agațe gagici arătând mutilat aproape. Bă, dacă e mutilat, mult mai greu, dar să știi că mai merge. Adică eu am văzut mulți tip care arată groaznic și te pula mea. Depinde ce înseamnă groaznic, știi? Asta spun. Deci tipul ăla repe, săracul era... Na. Bă, nu era mutilat, dar am văzut tip care arată nașpa. Adică nu poți să zici... Știi că vezi pe drum băieți care îmi pula mea, zici că scoși din miere și nu știu ce, îți dai seama de ce ăla are... cât o fâță la fiecare mână sau în fiecare zi cu alta, știi? Dar vezi și de aia care, pur și simplu, frate, nu poți să zici, da, bă, sunt super good lookers și, bă, umblă toată unii cu niște gage și nici de aia care să zici că, mamă, au super mulți bani sau ceva genul ăsta, știi? Da, bine, asta n-ai de un tip doar privind așa, poți spui că poate are un venit. Da, din aparențe or something, mă, mă refer că nu strică chestia aia, știi, să câștigi puțin confidence. Dar nu să dai bani, mă, bă, dar nu să dai bani. De asta vreau să zic, tu dai sume imense, da? Ca să ce? Adică chestia asta că mergi să vorbești o gagică pe stradă, ce? Chestia care poți să te înveți singur, trebuie să... Da, mulți nu o fac, asta e problema, știm. Nu, dar asta spun, nu e... Gen, doamne, dar repet, era trist, efectiv, nu era ceva ce trebuia să mă uit la a doua zi de Crăciun. Da. Asta se cheamă The Black Pill. Da, e The Black Pill, ceva de genul, da? Deci, efectiv, o scamatorie mai mică mi se pare țigănci care dau în cărți. Lol, o să-ți găsești iubita în 2 săptămâni. Serios, deci fii atent cu aia. Ăștia au băgat la jocuri cu tematică de iarnă, au băgat FIFA pentru că are o planșă în care ninge pe teren. Aoleu, da, FIFA e cu tematică de iarnă. Bine, adevărul că ce mai înseamnă iarnă în ziua de azi? Ar fi hockey. Bă, înțeleg că mai bagă jocuri care au nivele cu zăpadă, dar pe bune, pentru că ninge pe teren, gata, e cu tematică de iarnă. Ah, look, they're playing football and it's snowing. Deci de când m-a contactat Zidane cu, bă, facem podcastul, efectiv asta și m-am gândit, bă, dar ce jocuri ai jucat, frate, de tematică de iarnă, măcar, lasă de Crăciun. A avut Die Hard, nu știu câte adaptări le puteți spune pe alea. Bine, da, Die Hard, da. Mă, am găsit eu, uite, uitându-mă la lista asta din ce am jucat. Ia, zic că Assassin's Creed 3, Colin McRae Rally. Dar de ce este Assassin's Creed Winter Team? Sau că l-ai jucat iarna? Are câteva nivele, da, în care... Bine, mă, pe principiul ăsta. Păi PLM, da, asta e ideea, că multe sunt așa, știi? Uite, Diablo 2 și Diablo 3, Diablo 2 care nivelul ăla cu bal, în munți la barbari. Îmi părea aveam Crăciun atunci, ok. Da. Deși vrei să zic ceva? Uite, și mi-a adus aminte de un joc care nu venea în minte, Fahrenheit 9/11 sau Indigo Prophecy, care se întâmplă de în jurul Crăciunului, practic. Da, ăla dacă măcar mai tot jocul, din ce țin minte, chiar e în jurul. Da, e iarna, practic, se întâmplă. Mai și Max Payne, care este tot tipul unei ierni. Corect, da. Max Payne, da. Da, primul Max Payne, da, exact. Dar trebuie să stai să te gândești ceva, nu-i ceva ce vine așa. Păi asta zic, nu venea, de-aia am și căutat listă, că eram sigur că sunt jocuri pe care le-am jucat și au ceva. Uite, frate, și pe ăsta l-am jucat, Ice Climber, mai țineți minte, era de pe Terminator. Era jocul ăla cu eschimoși în care trebuia să
să sari, să te urci cât mai sus și veneau pinguini care alunecau pe gheață sau tot felul de... Stai, și alunecai. Doamne, cu pinguinii, cu flash, cu pinguini. Nu, ăla e diferit, ăla cu... Yeti era, Games, era pe Terminatorul. Așa, Yeti Games, da, mi-aduc aminte de Yeti Games. Și Yeti Games, ăla Yeti jucam Games, noi la... La da, liceu, corect. În liceu, la... Da. Mai fi și Rune. Da, Rune, Rune, corect. Lemmings. Da. Lemmings Christmas, da. Lemmings nu mai țin minte, deci n-am cum să... E simulator de genocid, practic. Țin minte jocul, dar nu mai țin minte nimic din el, știi? Ce fel a sunat asta, da. Da, bine, la Lemmings eu cred că am jucat, doar am auzit de el. Eu l-am jucat odată, ca niciodată. Pentru tine este un joc mitic. Da, e mitic. Va fi 7 Max sezonul 2, la care se Lego Harry Potter. Lego Lord of the Rings, nu te-mi pala pe bune. Și Lego Star Wars, că joci pe Hoth. It's getting hot in here. Te-ai uitat, Flavi, la nou Star Wars? Da, dezamăgitor. Doar din tonul vocii tale mi-a dat seama când ai zis da. Deci nu mai trebuie să zici. De ce, Flavio, mă, Flaviu? Flaviu, eu am o întrebare la tine. Dacă ăștia vor scoate câte un film pe an până mor, tu te duci la toate? Bă, nu știu, probabil că da. Deci depinde de ce... cât trăiesc, ia zi. Probabil că m-aș duce. Ascultă-mă, las să răspund? Da. Probabil că m-aș duce în speranța că în pula mea ascultă în sfârșit de fan și fac ceva ca lumea, știi? A, nasol atunci pentru tine. Asta ar fi speranța mea, știi? Pentru că ai putea să le piratezi. Și ăsta are potențial. Avea potențial. Era un a zis-o bine unul la un moment într-un review. There was a good movie in there somewhere. It's just not what we got. Asta e ideea. Flavile. Dar exista. Deci efectiv eu care nu sunt mega, îmi plac jocuri, unele jocuri Star Wars, dar nu sunt un mega fan al universului. Deci efectiv am uitat la câteva reviews cu spoilers cu tot, știi? Și mă uitam, zic, ăsta parcă e un film Star Wars făcut de unii care urăsc vechile Star Wars. Efectiv, așa pare, fără că da, așa părea. Da. Regizorul îmi pare că este un troll profesionist. Cred că mai degrabă urăște filmul precedent decât... Sau asta. Da. Bă, dar filmul precedent a creat măcar puțină dramă și tensiune. Ăsta a luat toată drama și tensiunea aia și a aruncat-o la coșul de gunoi în pula mea. Fără să dea nimic. Lightsaber-ul. Deci, da, deci l-a omorât pe ăla fără să... Deci ăla, mamă, Dita My Sith Lord-ul, își erau 15.000 ți-a zis, numai eu știu câte chestii erau despre cine este Snoke, că unii ziceau e Mace Windu, alții ziceau că e împăratul, de fapt, o clona lui, alții nu știu ce. Să chiar nu știu babă care apare aleator în primul film. De fapt, e doar mort. Da, exact. Sau cu Ray's Parents, că era, mamă, e fiica lui Palpatine, nu, e fiica lui Obi-Wan, e fiica lui Luke, e fiica nu știu care. No, her parents were just some drunks. That's vezi? Deci a surprins pe toată lumea. Exact, da. E fiica lui Iohannis, nu știu. Super. Cred că era mai bine, sincer. Era mai multă dramă în aia. Pentru aia care știu cine e Iohannis. Da, mă, da, să spun. Dar, repet, mă uitam și efectiv mi-a zis, bă, frate, deci, pentru mine, nu știu, ca și când ar viola, nu știu, seria Thief sau ceva de genul, știi? Bă, știi ce-i trist? Că sunt oameni care, deci am și eu o amică care e fan și ei a plăcut, că a zis că i s-a părut family movie. Da, pentru că este exact ca în clipurile pe care le-a trimis Dan, e mai plăcut să crezi că totuși hai să găsești ceva pozitiv în asta decât să recunoști că, oh shit, ăștia au sau mare universul. Și asta vreau să zic, și she's actually a fan, a geek, adică nu e gen o gagică care n-are nicio treabă cu jocuri, cu filme și just went to Star Wars for shits and giggles, știi? Zic că a picat prost. Adică efectiv, de câți ani e fan, dar a picat în perioada proastă a Star Wars-ului. Bă, deci eu Jens, deci mie mi s-a părut, deci numai că a stricat tot ce a creat ăla înainte, dar a făcut niște chestii, bă, I get it, it's sci-fi, it's Star Wars, dar a creat niște chestii care, țineți, deci ziceam lui Dan, de la scena de început mi-am pus mâna în cap și am zis, oh no, I think this is gonna suck. În momentul în care ăla cu un X-Wing atacă 5 Star Destroyere și un Dreadnought. Ok, la început nu trag alea în el pentru că vrea să vorbească cu ăla, cu General Hux. Cea mai
Joss Whedon scenă posibilă într-un film Star Wars. Da, bine, a fost amuzantă, dar cam atât. După care ăsta începe să atace Dreadnought-ul și 5 Star Destroyere stau și se uită cum ăsta distruge nu știu câte tunuri de pe Dreadnought și după aia vin, stai să înțelegi, după aia vin încă câteva nave cu bombardiere în condițiile în care rebelii aveau vreo 3 mothership de-alea mult mai mici ca Star Destroyerele. 5 Star Destroyere stau și se uită cum ăia distrug Dreadnought-ul și nu fac nimic. They don't engage. Că nu puteau să-l nimerească cu tunurile cu bateriile anti-aerieni pentru că era prea mic X-Wing-ul. Da, boss, eu înțeleg asta, dar de ce dracu nu s-au dus să le distrugă Capital Ships-ul la Rebels? Adică aveai 5 Star Destroyere, aveau 3 nave de-alea. Puteau să se ducă să atace convoiul rebelilor, asta e ideea. Băi, nu mai știu la cine am văzut. Cred că la Sargon sau mai știu la cine mi-a plăcut cu gagica aia, Admiral Gender Studies. Tipa cu părul mov. Da. Așa. Are un plan să salveze rebelii. Nu spun care este, ca să facă șetupenii. Da. Și am înțeles că nu-i spune nimănui ce vrea să facă, nu? Are ceva de genul. Exact. Da, aia a fost un fapt de dezastre. Deci au rebeliune. Aia a fost oricum un fel de politically correctness, că a vrut să-i dea peste bolă ăla să arate că bărbații sunt rash and they make brash decisions și că femeile, domnule, sunt puternice și au un plan bine conceput și de fapt ea voia binele pentru rebeliune, nu handicapatul care spunea we need to do something, not just run slowly through, ca să nu mai zică have the movies slow running through space, ăștia imperiu trăgând în rebeli în speranța că ăia rămân fără combustibil și le pică scuturile. E un plan bun. E un plan bun, da, exact. Eram, the fuck is this? Deci, pe bune. Bă, repet, deci, din nou, dacă urai Star Wars, nu cred că puteai să faci un film așa. Bă, nu știu, și faza aia cu Leia, care Mary Poppins și plutește prin spațiu, dă-o în pula mea, deci... Aia ăla... nu se pune parterea, doar că au reușit ca să o facă pe Leia cam groaznic în seria asta. Adică, ai văzut că, știi, în cărți avea, efectiv, Force Powers, avea lightsaber, că puteai să crezi că ea putea să facă asta în cărți. Da, bă, era Jedi, dar even Jedi can't really escape space. Știi, adică a fost explodat command ăla, bridge-ul, a ejectat în spațiu, asta nu știu cât în spațiu și deodată se trezește și se trage cu forța până la navă, cred că a stat mai mult de un minut în spațiu. And somehow she fall she got was a concussion. Am înțeles că l-au belit și pe Akbar, deci s-a dus și mie. A murit Akbar, da. It was a trap, I told you. Da. Cred că Jedi pot face orice zice scenaristul. Am așa exact. De acum încolo va fi ceva de genul ăsta. E un fel de get out of jail free ticket ca în GTA San Andreas. Da. Mi s-a părut puțin prea, plus că, într-adevăr, în cărți, hai că aș fi crezut, știi că ea e descrisă ca fiind la fel de puternică ca Luke. Și în cărți ea se antrenează să devină, adică învață despre Force and everything. Păi poate s-a antrenat și aici. Da. A tras forță pe nas și... Poate da, e da, un... Da. Poate... De ce nu te gândești că e un proto-rei? Da, e un proto-rei. În film abia se folosește din an în paște de astea, dar cumva she can flow through space. Da, oricum. Și Luke Skywalker moare pentru că își trimite, face un astral projection la câteva galaxii depărtare și... Da, bă, asta mi-a luat vorba, Flaviu. Deci când am văzut faza asta, zic, bă, de ce nu l-ai pune pur și simplu acolo să crape în sacrifice ceva de genul și gata? Adică... Asta e scena aia când se uită la papus. Da. Cam... Bă, în fine. Ca să fie ca poezia să rimeze. Da. Deci, din nou, mă gândeam, frate, un personaj atât de important pentru atâta lume, really? You're gonna kill him like this? Știi, bine, măcar nu, la... Ca să nu fie omorât ăla direct, știi, să fie da, ceva bine, de genul ăsta. Să nu... nu l-a omorât direct, l-a omorât. Dar n-am înțeles și pe ăsta, pe Mark Hamill. Măcar ăsta, Harrison Ford, din ce ții minte, la ultimul film s-a băgat cu condiția să fie omorât. Da. De ce nu făcea și ăsta, că nu... Nu știu, că mi s-a portat aerea, zicea ceva genul că, bă, nu mi-a plăcut scenariul așa, dar... Dar el a zis că el s-a dus la director și i-a spus că nu e de acord cu ce a făcut pentru... La regizor, domne, la regizor, pardon, mă scuze. Dar nu, dar asta spun, dacă nu-ți place, adică, din nou, și scuză-mă, Mark Hamill e un tip care, da, poate să negocieze, dracul, acest star, da, a fost și cât de important e, da? Gen, nu-mi place, dar o să fac oricum. Păi... E vorba de Disney, puteau înlocui cu CGI look, probabil. Da, adevărat, sau venea Mickey Mouse să-i rupă picioarele și asta e adevărat. Da.
Okay. Mergi pe ideea că el practic nu e mort, e mort force ghost, cum e Yoda. Da, exact. Adică el o să poată să apară de acum înainte în fiecare episod, nu e nicio problemă, sub formă de fantomă. Da, păi la ei acolo au lumânări pentru morți, vii și force ghost. Da. Păi apare și cu Yoda și cu... Exact, e un fel de... o existență așa, știi, auto... Da. Exact. O să apară și Han Solo, tot așa ca fantome, la CGI, că Harrison Ford... Următorul film va fi doar cu Han Solo, să fie interesant. Am văzut, nu știu dacă chiar e pe bune sau nu, ce vor să mai facă încă un Indiana Jones? Nu știu. Da? Deci dacă îl scot iarăși pe... Bă, Harrison Ford n-are mă 70 de ani sau câte recoare, se apropie de... Dar ce o să fie cu el, nu? Păi, nu, dar... Am înțeles în zvonul respectiv că vreau să-l mai scoată așa o ultimă oară și mâneam, bă, frate, ăsta... Am înțeles că tipul s-a lăsat, că nu mai vrea, gata. Păi să se lasă, dacă... Din... Are destui bani acum. Poate să-l moară și intră la... Da, exact, asta mă gândeam, că ăsta Harrison Ford începe să se destul de iritat de faptul că, na, știi cum era, cunoscut doar pentru, știi? Așa că poate omul vrea să-și omoare personajele. He's gonna die here also. Da. Parcă a murit cine ăla în Blade Runner, nu? Parcă moare și acolo? Nu l-am văzut pe ăsta nou. Nu l-am văzut pe ăsta nou. Nu l-o moară? Nu. Nu-i Sean Bean, ce dracu. Să moare. Hai facem podcastul când am avut. Păi facem acum, în momentul ăsta. El înregistrează deja, habar. Ăsta e mini-episodul cu Star Wars înainte. Da. Cu Star Wars și cu Pua. Asta e pe... Bă, ce ură sună, pua! Asta e discuția despre The Star Wars Rant. Da, exact. Da, o nuță, de cel mai mult mi-a plăcut Ianșlu, dar în review-ul ăla care mi-a trimis la sfârșit, nu știu cum se chema, run-through sau ceva genul ăsta, trebuie să mai mui la tipul ăla, că mi s-a părut super mișto cum puncta fiecare chestie. A, lasă-mă, e unul al lui Dishonored Wolf sau așa ceva. A, exact, e furry, nu? Nu știu dacă e furry, habar n-am. Am dat click pe el și am văzut un furry. Habar și... n-am, dar ideea e următoarea. Tipul e fan de la primul Star Wars, a citit tot, a văzut tot, a nu știu ce. A zis, I went with very, 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 very low expectations. A zis, este primul film Star Wars la care efectiv, deci m-a enervat. A zis că au fost unele care mi-au plăcut, altele care nu, evident. Zic că primul care m-a enervat, deci da, să spun. Dacă e un tip care are a very large margin of tolerance for Star Wars, știi? Mm-hmm. Dacă și pe ăsta l-a enervat, dar și toate, exact cum spunea Flaviu, point by point, da? De ce au făcut asta? Ce au făcut asta? Mai era și ăla de la Red Letter Media, au făcut un review înainte să vadă filmul la mișto și pe a făcut un efectiv. Și cred că o să mai fac încă unul. Păi da, sunt curios cum o fi la sales ăsta nou. Că e prost, am văzut, am citit ce zicea Dark, e cam dad. Da. Că asta nu este filmul care are cele mai mici încasări. Da, dar asta pentru că foarte mulți oameni sunt misogini. Mă, și The Asian sidekick, deci... La început, Roskin, când era cu taserul în față, mă, clar, asta personajul meu preferat, după aia progresia a început să o distrugă. Dar nu numai că e asiatică, dar este și grasă. Da, bravo, e mică, asiatică și grasă, da, corect, am uitat. E 2-in-1. 3-in-1, aș îndrăzni să spun. Da, asta iar n-am înțeles. De ce să dezvolți personajele pe care le-ai introdus deja în primul film, despre care habar n-avem de ce e pe ăsta Poe Dameron, ok, he's a very good pilot, habar n-am cine e, de unde a venit, how he fucking got in a rebellion, de ce luptă pentru rebeliune, deci because... Because he's Poe, adică e sărac. Bă, în primul film, în episode 4, tipul ăla Biggs, care apare, cred că, de două ori în două scenete, măcar ăla știa motivația, că era cu Luke pe ăsta zi, pe planeta aia, știa ce face Imperiu, câte, mâna de fier și nu știu ce, și de asta era supărat și s-a joined the rebellion ca să devină pilot. Deci ăla știa măcar motivation-ul, un tip care apare două scene într-un film. Iar la ăsta, care practic este un fel de personaj principal, că he's the, like, best pilot in the rebellion, I have no idea who he is, where he's from, ce îl motivează să fie pilot pentru rebeliune, de ce pula mea nu este pilot pentru Imperiu. Bă, tu nu înțelegi, el e acolo
ca să arate publicului că oricât de mult ai încercat să scoți ceva de la o femeie cu părul mov, nu poți. Right. Înțelegi? E un fel de suicide mission. Da, he's the hot-headed male. Da, că e și latino, e și latino tipă, mi se pare, nu? Actorul. Nu, mă. Ar trebui, ar, așa ar trebui să fie. Vine latino, îl cheamă Isaac, nu știu cum. A, da, nu, care un look hispanic din ce am văzut așa la poză, știi? Îmi scapă numele de familie acum. Isaac e primul lui nume. Dar știi care e faza? Că tipul e chiar actor bun, l-am mai văzut în câteva filme. O fi, da, păi mulți, păi... Dracu, seria asta n-a avut de ăștia, da. Alec Guinness sau mulți actori. Da, uite, ce seria nu? A terminat acum... Oscar Isaac Hernandez Estrada. Cine? A, de ce? E hispanic, da, după e noi. No, păi nu, nu e ăla. Nu e ăla. Ba da, e din Guatemala. Da, mă, că nu... Da, mă. Oscar Isaac, numele complet e Oscar. Așa, Oscar Isaac, da. Oscar Isaac, cum îi spune Estrada Hernandez. A, da? Că de asta l-aș și băgat, că dacă era alb, nu-l... Da, dacă era alb, era pe partea cealaltă. Albul e ăsta, cum e, Kylo Ren, emo Darth Vader, nu? Da. Asta. Bă, uite, mie ăsta, că în Ex Machina l-am văzut și mi-a plăcut cum a jucat tipul. Da, deci dar ce? Okay, e Ex actor Machina. Bun, e actor bun, l-am văzut și în alte chestii, doar în Ex Machina, actor foarte bine. Bun. Deși nu pot să zic că m-am topit după X-Men Apocalypse, mi-a plăcut cum l-a jucat pe Apocalypse. În condițiile în care oricum n-a fost a fucking great movie, că l-au stricat ăștia, știi? Na, na. Da, da, gen am 13.000 de puteri, dar am nevoie de mutanți mai bășinoși ca mine. You take what you get, știi? Exact, exact. Da, asta e ce am lui Dan, că nici pe John Boyega nu l-au folosit la maximum abilităților, care e un actor bun, e un actor rău, știi? But, iară, nu i-au dat nimic, nu le-au dezvoltat personajul, nu... He's just the paranoid slash afraid black man. Măcar s-a bătut cu Phasma iar măcar. Da, da, da. E, joacă cum juca, cum îl cheamă, Chris Tucker? Da, da, da. Puțin doar, cam așa. Ah, da, bravo, ai dreptate. Doar că nu are atât de multă carismă ca Chris Tucker. Am înțeles că și pe aia au băgat tot degeaba, zi-mă, din Game of Thrones. Da, Phasma e complet, e... credeam că nu poți scoate un personaj mai insipid ca Boba Fett, au reușit. E Boba Fetta? E și mai nașpa. Dar cumva, dacă te uiți, am văzut o post cu cartea despre ea. Are, cred că, vreo 2000 de pagini la cât de groasă arată. Mm-hmm. Povestea e de fundal, cum armura asta e făcută din placajul de pe iahtul personal al împăratului. Wow! Asta pare la mișto, pare ceva manelist, așa de-a dreptul. Eu știu ce nu înțeleg, de ce îi faci o carte de 2000 de pagini despre un personaj care... În primul film apare doar ca să șoia și să deschide ceva și în al doilea film moare iar în, nu știu, ca un minut. Și să mai faci niște bani, simplu. Am scris noutate. Era un personaj și apărea în primul, în The Phantom Menace, vreo 2 secunde, era o tipă asasină care trebuia să apară în al doilea film, că încerca să asasineze pe asta, pe Padme, și omora Jedi. Uh-huh. Era shapeshifter-ul. Au înlocuit-o pentru că era popular în cărțile extinse. Auzi, nu știu câte cărți. Când o omoară Boyega pe asta, zice cumva după ce făcut și Bobiță? Nu, no, dar no? Asta zi, dama asasina aia de care zici tu că apare în Phantom Menace, da. De fapt nu Phantom Menace, apare în Clone, în al doilea, când e ăsta mare, când încearcă să o asasineze pe... Aia care apare în, în al doilea, în The Clone așa, Wars, așa. Este o locuitoare aleia din prima. Ah, ok. Nu știam, pentru dar eu știu că... un personaj care apare 2 secunde în primul a fost atât de popular în universul expandat că n-au pus în al doilea pentru că al doilea trebuia să moară. Am înțeles, am înțeles. Eu aia din al doilea o știu din desene și din chestii în care apare mai mult, știi? Adică e personaj mai... ceva de genul cum era ăsta, Jedi-ul ăla, doamne ce-mi scapă, iar îmi scapă, Kit Fisto, ăla de zici că e Cthulhu, care în Clone Wars, în desene, e super... dezvolta personajul și super... sau cum e, cum arată? Nu, ăla verde, cu ochii mari negri. De noată. Uh-huh. Și ăla e un personaj foarte important în Clone Wars, iar în film în Clone Wars apare în Revenge of the Sith apare 2 secunde când intră în biroul împăratului, se întoarce la și îl omoară, îl taie din prima. Uh-huh. În condițiile în care în desene, în Clone Wars, ăla se bate și cu Grievous de câteva ori și scapă, știi? Eu înțeleg, I get the idea that the Emperor is really powerful, dar în pana mea, deci unul care
a supraviețuit nu știu câți ani în The Clone Wars, s-a bătut cu Grievous de nu știu câte ori și a supraviețuit și e un Jedi foarte puternic, nici măcar parează odată și după aia e omorât. What? Deci, fiindcă orice universul se extins, după aceea contează în filme. Da. Deci cum ar veni, you find their faith, their lack of faith in him disturbing, da, nu? Exact. Ah, da. Bine, și acum că am terminat rantul despre Star Wars, can we get to games? Da. Hai. 1, 2, 3 și salutare națiune! Omule, salutare. Noi registrăm de o jumătate de oră, ce salutare ți-am spus deja. Nu contează, ăla e Star Wars rant, nu se pune. I-am salutat acum și le urez încă o dată Crăciun fericit. Crăciun fericit. Și bine, sărbători fericite. Și bine ați venit la podcastul nostru despre jocuri de Crăciun cu Pua și Star Wars. Da, exact. Eu zic să tăiem partea de Pua și Star Wars. Eu zic să nu le tăiem. Aia o punem separat, facem episod de Crăciun, două podcasturi. Unul despre Pua și Star Wars și unul despre jocuri, ca să fie for both audiences, știi? Da, poate e overlap. Da, plus că faza cu Pua o dăm așa, o aruncăm puțin sare în ochi, că n-am vorbit atât de mult, n-am intrat atât de mult în detalii, știi? Păi putem vorbi acum sau mai târziu, la sfârșit, nu contează. Eu zic să vorbim acum de jocuri. Putem reveni asupra subiectului oricând. Aoleu, redefiniți canalul acum, știi? Da, mă, ești pe bune. Eu zic că asta e podcast separat. Pua și Star Wars. Fabiu, să știi că atunci când trecem pe prank-uri, ești primul la zi. Super, sunt primul la prank-uit sau ce? O să vedem, da, exact. Ne mai gândim. Așa, Dane, ia zi, ce jocuri joci de Crăciun sau ce jocuri cu tematică de Crăciun ai jucat? Sau păi, care e preferatul? După cum am spus și la început, sunt multe, poate nu multe, dar sunt câteva jocuri cu tematică de Crăciun. Printre ele aș aminti, hai să luăm așa într-un fel de ordine cronologică să încercăm. Aș începe cu Lemmings Christmas. Sunteți de acord cu mine? Mhm. Dacă, după, cred că am mai menționat asta de fapt, dacă mi-aș mai aminti ceva din jocul ăla, aș fi de acord cu tine, dar cum nu mai amintesc nimic. Uite, zic eu, nu sunt în dezacord. Da, exact. Nu te contrazic. Ce nu știi despre Lemmings? Sunt niște Lemmings pe care trebuie să-i călăuzești la o intrare spre o ieșire. Da, și parcă... Sau la moarte sigură, depinde de care ești. E un comentariu despre umanitate sau ce? Nu mai țin minte, sincer, dacă îl controlai doar pe primul și restul urmau sau pe fiecare în parte. Știu că era un cârd. Era un cârd și trebuia să le dai tot felul de unelte astfel încât să poată să ajungă la destinație sau să-i omori, cum zice Iulian. Și avea și un buton Super. Foarte frumos cu o bombă nucleară unde îi omorai pe toți. Super. Și explodau în mii de pixeli. Ține-o minte, Pro sau Lemmings-ul a fost făcut după un serial, desen, ceva de genul ăsta? Nu, jocul. Nu cred. Nu? E invers. Da? Ok. A fost făcut de oameni care ne-au adus GTA în cazul care trebuie ce e atât de sadic. Da. Ok. Și prima oară l-am jucat, cred că chiar era iarnă. Acum extrem de mulți ani, vreo, nu știu, 25 de ani, la unchiul meu, la calculator, avea Lemmings, avea două jocuri, avea Lemmings și avea Paddle, parcă se cheamă, nu, cu bila și cu aia, cu bârna aia care se mișcă și un fel de joc și tenis cu zidul. Ah, da, știu ce zici, dar nu mai știu cum se cheamă. Parcă Paddle, în fine. Dar ăsta, trebuie să miști chestia ca să nu pice bila în gaură, practic, nu? Da, să nu pierzi mingea. Dar Lemmings mi se părea mult mai nostim, pentru că era cu niște Lemmings mici care explodau. Habar n-aveam să joc, nu puteam. Oricum, asta că nici măcar nu avea mouse, avea doar tastatură și e greu din tastatură. Apoi, ce alt joc cu tematică? Cred că ar fi Tyrian, după aia. Da. Nu știu. După cum Tyrian 2000. Google, am făcut și episod la FDP. Ah, da, corect. Am văzut episodul, dar eu n-am jucat jocul. Și dacă joci în perioada asta, îți apare un mesaj, Christmas Detected. Și dacă îl activezi, jocul va primi o tematică de Crăciun. În loc de, nu știu, bile de energie, o să fie globuri de brad. În loc să tragi cu laser, tragi cu acadele de alea americane, spirale roșu și alb, și tot așa. Dar faza este că atunci când jucam eu, calculatorul avea o problemă cu calendarul, era un pic dat peste cap, așa că de fapt mie mesajul ăla mi-a apărea undeva în jurul Paștelui.
Da. După aceea nu s-a transformat nava într-un morcov? Nu. Nu, exista o navă morcov pe care o puteai cumpăra dacă găseai un nivel secret. Nu era legal. O navă morcov sună ceva ce ar trebui să fie într-un joc Jazz Jack Rabbit, nu? Exact. Și alt joc este, bineînțeles, Jazz Jack Rabbit. Care are, 2, da. Care are nivele speciale de Crăciun. Exact. The Christmas Chronicles. Asta îl știu și eu. Asta mi-am amintit și eu. Și alt joc care nu are tematică de Crăciun neapărat, dar care poate fi jucat foarte bine în perioada asta, este Icewind Dale. Da, corect, că începe acolo, în The Ten Towns. Da. În Targos, parcă, nu? Nu, în al doilea începe în Targos, în primul începe în East Haven, da. Mm-hmm. Da, corect. Dar amândouă practic au oarecum tematică de Crăciun, că și în al doilea ajunge acolo, la castelul de gheață al preoteselor lui Auril. Da. Mm-hmm. The God of Snow. Da, uite, mamă, ce bine că mi-ai amintit. Îmi vine parcă să joc Icewind Dale acum, l-am mai jucat de mult. Să mai văd Kuldaharul și copacul ăla imens. Ce frumos. Da, e un joc foarte bun. Și dacă nu mă înșel, Dan, așa ca RPG, uite că îmi vine acum în minte, ar mai fi Neverwinter Nights 2 Hordes of the Underdark, că parcă are nivelul ăla din The Nine Hells care e tot înghețat. Da, dar ești în iad. Da, ești într-un iad înghețat. Băi, știi, mi-ai adus aminte, încă un joc care are loc undeva la, nu mai știu dacă la Polul Nord sau Polul Sud, The Thing. Da, corect, The Thing. Da. Dar unde avea loc acțiunea, că am uitat? În Antarctica. În Antarctica, parcă, da. Da. Mamă, chiar că bun joc, dacă vreți să jucați cu Polul de Crăciun. Bun, da. E un joc foarte, foarte mișto de jucat după ce ai văzut filmul. Da, că acțiunea practic pornește după ce s-a terminat filmul. Și eu zic că pentru un joc horror era pretty scary in some parts. Adică eu chiar țin minte că față de alte horroruri care au apărut, care zice că erau horror by name și în afară de jumpscares n-aveau nimic, ăsta era pretty creepy la faza că nu știai când unul din ăia-i tăi se va transforma într-un thing. Dar nu mai știu dacă era scriptat sau era aleator. Nu era scriptat, aveai... Cred că era aleator din ce mai țin minte. Da, și eu la fel țin minte. Aveai niște injecții cu care puteai să le dai să-i testezi. Da, să-i testezi. Dacă îi testai înainte de să fie infectat, îți apărea ca și cum ar fi ok. Da. Și câteodată arătau semne, gen începeau să tremure foarte mult, să fie paranoici sau ceva înainte de a se transforma, dar câteodată nu apăreau semnele alea. Da, bine, s-ar putea să fi fost și din cauza bug-urilor mai degrabă. Da, e bine, erau la vreme. Da, dar era enervant că trebuia să le dai foc după aia la sfârșit, neapărat, că altfel Da. Deci asta țin minte că era super creepy faza, pe lângă că era într-un, nu știu, laborator de la gen întunecat, unde știai că sunt creaturi de astea peste tot. Laboratorul nu prea era întunecat, era foarte luminat chiar. Da, mă refer într-o bază de aia, o parte mai întunecată, mai nu știu, creepy așa cu sânge și nu știu ce peste tot. Și te gândeai, bă, măcar nu sunt singur, sunt cu echipa mea, am încă 2-3 oameni care să mă ajute, puteai în orice moment auzea așa un sunet de ăla și când te întorceai, unul din aia sau doi din aia erau transformat, știi, și erai, fuck. Și boșii țin minte că au fost interesanți. Nu mai țin minte dacă erau mai mulți sau era doar ăla la final, uite asta nu mai țin minte. Îl țin minte pe ăla de la final, că se transforma într-o chestie ca un fel de plantă organică, uriașă și erai din elicopter. Era un fel de Cthulhu, așa. Da, ceva de genul. Da, uite, dacă vreți un joc horror de Crăciun, încercați The Thing. Cu tematica. Dacă vreți un joc bun de Crăciun, așa, care și tematica iarna, este primul Max Payne. Da. Pentru că se potrivește într-adevăr foarte bine cu durerea personajului principal și prin ce trebuie să treci. E, chiar merge foarte bine. Și de asta nu... Nu zic că nu m-a prins, că nu e un joc rău, dar Max Payne al treilea din Brazilia, nu știu, mi se pare ciudat și deprimat cu gagici semigoale și băutură și soare pe acolo, știi? Nu prinde atât de bine. Da, a schimbat puțin față de atmosfera noir al primului și al doilea. Exact. Chiar și repet, chiar merge foarte, foarte bine. Iarna din New York merge. Adevărul e că e trist puțin să-ți amintești de Crăciun și de sărbători în prajma sărbătorilor de familia ta moartă. Nu? Can be a bit sad. De asta zic, că chiar merită. Dacă vă plac jocurile de acțiune, perfect. Psihologic, ăla e și un joc puțin psihologic. Adică chiar îți dă câteva de gândiști. Ții minte că pare faza aia. Spoiler alert, dacă nu l-ai jucat, dați puținul.
Pe lângă asta și faza aia când te întâlnești cu ce era satanistul ăla sau ceva de acolo din hotelul ăla cu ochii negri așa, de avea pentagrama desenată pe jos. Ți-mi uite că mi s-a părut foarte creepy toată faza aia și tipul ăla și mă rog și locațiile, locurile sunt făcute în așa fel încât să metrou ăla așa abandonat, stația de metrou abandonată, spitalul ăla de drogați. Era foarte, foarte mișto făcută treaba, știi? Da, nu era nimic, zic, cheerful. Da, da. Nu era nimic de sezon. Nici măcar așa e ironic, să zic, știi? E un joc de Crăciun, dar e un joc de Crăciun mai... mai trist. Exact. Da, da. Nu, nu are, vreau să zic că e așa, pe aceeași nivel cu A Christmas Carol al lui Dickens, numai că are un fel de happy end, știi, măcar... The guy doesn't die, he finds out the spirit of Christmas and everything is nice and tidy. Aici nu e. Da, chiar nu e. Se intră într-un al doilea și bine, și al treilea la fel. Asta spun, contează foarte mult. Cum era chestia din literatură? Că vremea arată, nu, cum e, starea interioară a personajului reflectat în mediu, știi? Vezi să nu devii Bacovia și aripi de plumb. Nu. Dar plumbul ăla, na, o, poți să legi cumva de gloanțe, în fine. Plumbul ăla te poate otrăvi. Sau te poate otrăvi. Ia zi, Iulian, hai că am menționat cam fiecare câte ceva ea. Aș avea câteva. Un joc care este foarte bun de jucat de Crăciun și are tematică, are subiect legat strict de Crăciun, este sezonul 2 din Sam & Max de la Telltale. Primul Ice Station Sand, te duci la Moș Crăciun să-l vizitezi, doar că găsești armat cu uziuri împușcând pe toată lumea. Și mai trebuie să afli de ce au luat oarecum raza. Pe parcursul acelui zonă mai afli câteva chestii interesante, cum ar fi că calculatoarele din iad rulează Linux și arde ca Santa's Workshop. E un sezon superb. Dar recomand să jucați dacă n-ați încercat. Doar primul și ultimul episod se petrec oarecum în zona Crăciunului. Prima oară chiar de Crăciun la Polul Nord și a doua oară în iad, unde se recrea Crăciunul. Apoi, câte pomeni jocuri care au... perioade în care cum spun se pot activa evenimente zoniere cu Crăciun, era Dungeon Keeper. Dacă o jucai de Crăciun se activa ceva special, o hartă specială, nu mai țin minte exact cu ce era. Și oricum am jucat-o la un moment. Eu nu mi-am aminte. Nici eu nu mi-amintesc. Tot așa, era Battletoads, varianta originală al Battletoads de arcade. Are, cred că al doilea sau treilea nivel este cu Crăciun. Ai omule zăpadă, ai reni pe care vin așa spre tine în viteză, pați cu oameni zăpadă, tot așa foarte frumos, tematic făcut. Parcă rețin ceva, adică țin minte Battletoads, că mi se părea super caterincă, dar uite, nu mai țin minte foarte bine nivelul ăsta. Nu mai țin minte cu siguranță, dar mi se pare că puteai să iei reni la bătaie la fel cum puteai lua la bătaie și șobolani gigantici, adică îi prindeai de nedragi și le dădeai până când nu mai puteau să stea în picioare. Era un mod... interesant de a lua la bătaie pe cineva. Foarte dureros. Special din vezi. Battletoads, ei practic nu mai țin minte, erau chiar broaște sau erau mormoloci? Că asta nu mai țin minte. Erau broaște. Erau broaște, nu? A făcut un desen în care erau de fapt oameni transformați în broaște. A avut un episod pilot, nu a devenit serie, ceea ce e probabil mai bine. Nu a prins, am înțeles. Și pe aia ar mai fi... Tu m-a venit mai devreme în celălalt podcast de Die Hard. E un joc care, într-un fel, oarecum este Die Hard-ul, tot așa, pe tematică de Die Hard. Nu e un joc despre Crăciun, dar se petrece în timpul Crăciunului. Parasite Eve. L-a jucat cineva? Doar am auzit, dar n-am jucat. Parasite Eve joacă și o polițistă care în ajun de Crăciun e invitată la o operă. La operă, jocul se petrece în New York, la fel ca multe alte filme de Crăciun și jocuri de Crăciun. La fel ca Max Payne. Și la operă, cântăreața începe să se transforme într-un monstru și dă foc la toată lumea cu vederea, pur și simplu. Lumea începe să ia foc, combustie spontană și după aia te bați cu șobolani gigantici, te bați tot felul de monștri, se transformă într-un fel de Resident Evil, doar că mult mai bun. Investigezi de muzee, tot așa. Pe parcurs câteva zile în jurul Crăciunului. E un joc superb. Continuarea a devenit literalmente Resident Evil cu tot controlul groaznic. Primul era chiar interesant, că avea un sistem de combat care era tot așa păture în stil JRPG, dar puteai să miști personajul, să te ferești de gloanțe, de atacuri. A, un fel de hibrid. Da, era chiar interesant de jucat. În final, aș vrea să pomenesc și jocul meu preferat de jucat în perioada asta, Settlers 2.
cum am vacanțe câteva zile, automat se trezdoi de Crăciun, de iarnă, intru pe harta Christmas, mă duc, mă îndrept cu fortărețele mele spre inamic, le distrug storehouse-ul și pe aia stau și mă uit așa la 100 și ceva de setări cum se plimbă pe hartă până când încep să moară unul câte unul și rămân în urma lor doar cu un schelet așa, pe zăpadă. Romantic. Da, da. Foarte romantic. Hai să spun de niște, de o nu tradiție, dar mea, dar ceva ce a mers ceva în la mine. Eu practic, pentru că Assassin's Creed-urile apăreau așa cam spre final de an, să spunem, le luam când aveam puțin timp liber, dacă mai luam câteva zile prin decembrie sau așa, de obicei atunci le jucam. Am făcut asta, cred că de la Brotherhood până pe la al patrulea, la Black Flag-ul. Așa. Și ideea că efectiv, eu, ca o fel de tradiție de Crăciun, să zic așa, dar care am întrerupt-o de câțiva ani. Okay. Pentru că efectiv nu mai am motivația să joc copii în alte, doar în alte zone, știi? Adică același gameplay și știi, dar eu asta jucam de multe ori de Crăciun, de obicei un Assassin's Creed. Bă, și Assassin's Creed, asta cât tot vorbeam noi, 3-ul, care are niște momente, mă rog, e cu zăpadă, nu e neapărat, nu știu dacă, nu mai simte dacă e în preajma sărbătorilor. Dar având în vedere că nu știu dacă în Boston ninge și în altă perioadă anului, probabil că e tot, da? În Boston e foarte frig de obicei, din ce am înțeles. Well, măcar sunt niște nivele în care e plin de zăpadă peste tot, știi? Deci ca să fie așa puțin tematic. E un fel de Frozen cu amerindieni. Că tot ziceam de jocuri în perioada Crăciunului, uite, de exemplu, aș menționa Fahrenheit 9/11 sau Indigo Prophecy, în funcție de unde l-ați luat. Indigo Prophecy sună mai bine, da, știu, e partea europeană. Da, eu când l-am luat, îl jucam cu Fahrenheit 9/11. În alte locuri îl găseai cu Indigo Prophecy era american, varianta americană, dacă ți-mi minte bine. Da, probabil că fusese parcă jocul după 9/11 și ca să nu zică lumea că, na, amintim nepoate. Exact. E un joc care se întâmplă de Crăciun, e un adventure. N-aș spune că e grozav, dar nu e nici rău. Mi-a plăcut ideea jocului și are un început cu plăcere. Are un început care te prinde rău. Prima oară mi se pare absolut genială. Asta am vrut să zic. Creează așa o atmosferă foarte, foarte interesantă, știi? După aia se transformă într-un joc la care îți dai seama că studio avea acces la un motion capture studio și nu știu ce să fac cu el. Da, nu știu dacă e din cauza OCD-ului sau ceva, eu l-am terminat, într-adevăr, la un moment dat devine puțin weirdy și parcă... Și eu l-am terminat când devine Matrix pe final, așa, cu superpowers în ce. Clanul Paliu, clanul MOV. Da, exact. Asta am să zic. Bine, ideea de bază mi se pare într-adevăr drăguță, faza aia cu Indigo Childs, că sunt anumiți copii care... E aceeași idee din filmul Stigmata, dacă țin bine minte, că sunt anumiți copii atinși de... Kevin Spacey. Nu asta voiam să zic, de, na, sunt, cum să zic eu, atât de puri încât încep să prezinte anumite simptome ca celea lui Isus, știi? Tot e Crăciunul. Corect. Na, și ți-am zis, mi s-a părut un joc drăguț, iar toată acțiunea aproape se petrece în jurul sărbătorilor de iarnă, deci dacă nu l-ați jucat și vreți un adventure interesant, încercați Indigo Prophecy. Try now for $5.95. Păi ce, da, ești chiar, asta, știi? Chiar e ieftin acum la de ani. Da. Da, oricum, mă rog. Ți-am zis, e un joc pe care l-aș recomanda și eu l-am jucat cu drag. Da, și cum zice, singura chestie, sper să vă mișcați bine pe tastă, că știu că avea o tonă de am luat un trainer pentru faza cu de Quick Time Events. Când zburau cutiile spre te-am luat un trainer și gata. Aoleu, da, ții minte că era o fază, da, când se arunca, aoleu. Și am văzut că era și în perioada în care dezvoltatorii erau sadici și nu te lăsau să sar peste cutscenes. Da, nu eu țin minte la... Să fie treaba, nu așa. Ce puțin variante pe care am jucat eu, da, așa era. Mă, apropo de asta... Se pare că adăugat în remake, în Enhanced Edition, adăugat opțiunea de sări peste ele. Asta e bine. Da. Adică se merită să ții Enhanced Edition doar pentru asta. Da. Exact. Voiam să zic, țin eu minte prost sau și Mafia 2 se întâmpla sau avea mai multe părți când, în timpul iernii? Nu mai știu. Zăpadă.
era o bucată, era o bucată. Nu mă știu că parcă și eu țin minte așa, în doi era ceva cu sărbătorile de iarnă, cu Crăciunul. Da, era o perioadă că se întoarce zi personajul principal acasă, nu mai știu ce am. Da, ai dreptate, era ceva iarnă. Și ăla are așa o parte de sărbătoare, de iarnă, de everything nice and dandy, ca să zic așa. Bine, așa iarna e și în Witcher 3, când merge în altă lume și e complet înghețată. Da, n-am jucat, deci nu știu să zic. Da. Dar, da. Un joc unde este multă zăpadă și iarnă, Rune. Că tot l-am jucat și la LAN Party. Corect, corect. Și are multe nivele cu zăpadă și gheață, că de, totuși e la nordici. Da, ar fi cam ciudat, nu știu, chestii tropicale. Și unul extrem de lung în iar. Da, a. Da, ăla de la început. Dar dacă stai să te gândești, având în vedere că Crăciunul este și o sărbătoare păgână, nu? Yuletide îi spune, parcă, la păgâni? Greșesc? Yuletide se scrie cu Y. Da, da. La păgânie asta, nu? La, da. Având în vedere că e și ăsta... Așa, da, ar fi tematic, știi? Asta așa, voiam să... așa că dacă ești neopăgân, ăsta e jocul perfect. Da, exact. Bine, și toată ideea că nivelele din iad erau ca să-ți facă viața un iad, adică... Un iad. Era, that's the whole point, știi? Erau într-adevăr cele mai nașpa nivele. Păi da, dar asta era și ideea, să te chinui, da? Să fii cu Ragnar pe acolo, să te chinui. Nu știu, aș fi pus măcar mai pe la sfârșit ca să nu te enerveze prea tare încă de la început. Că, practic, partea mișto începea după ce ieșai din iad. Da, mă, dar ca războinic ce ești, trebuie să strângi din dinți și să treci prin alea, dacă vrei să vezi finalul jocului. E călătoria eroului, trebuie să ieși mai întâi prin necunoscut, prin descinderea în fen, apoi ieșirea și descoperirea puterii noi. Deci teoretic este un Bildungsroman. Da, Roman, da, exact. E. Da, mă rog. Da, oricum mi-a plăcut, Dan. Aș vrea chestiile nasoale doar la final, dacă se poate. Ai putea spune că Dwarfy poate să fie gen Santa's Little Helpers. Da, ar putea. Vreau și ciocane și săbi uriașe și topoare și... True. Sau tot așa, în aceeași temă, un joc pe care probabil l-au jucat extrem de mulți oameni, mai ales oameni la Mate Info în timpul orelor sau altceva, Yeti Sports. Da? Da? Oh, da. De câte ore ai jucat, câte ore am stat și jucam Yeti Sports? Da. Sărmanii pinguini și le-am făcut. Dacă urâți pinguinii, ăsta este jocul preferat al vostru. Vă puteți imagina că sunt porgs. Da. Bă, nu știu ce să vă zic, pe mine nu m-au deranjat porgsii din Star Wars. Mie mi s-au părut chiar amuzanți, una din părțile amuzante ale filmului față de alte prostii. Ei sunt ok, dar modul în care i-au marketat, că tot i-au băgat în fața tuturor, e atât de enervant. Da. They're meant for loot, you know. Da. La varsă iar 2-2. Începe să-ți fie dor de Ewoks, nu? No, da. No. Sunt mai cute ca Ewoks din punctul meu de vedere. Da. Porgs. Da. Apropo, ați văzut, poate nu ați văzut, dar ați văzut episodul de Crăciun, Christmas Special Star Wars. Nu? Am văzut părți din el. Nu vă uitați la el. Uitați-vă la Nostalgia Critic. Nostalgia Critic, Star Wars Christmas Special. O să vă pișați pe voi. Stai puțin, este film sau da, este... Da, e un film pe televizor. Ce fel de fan ești, bă, Flaviu? Și eu știu că e... Nu știam. De fapt, ăla este cel mai groaznic film Războiul Stelor făcut vreodată. Nu cred că o să fie vreodată altul mai prost. Deci... E cu ăștia noi, e cu ea vechi. E cu ea vechi. E făcut după primul episod, după episodul 4. Da? Uite, chiar nu știam. Se întorceau acasă la Chewbacca să sărbătoreze Life Day. Da, și bunicul Chewbacca se uită la Wookiee porn. So he likes furries. Păi e furry, adică... E furry, da, exact, ce vrea să zici. Adică vrei să spui că la el este apropriat. Din potrivă, la el ar fi fost ciudat să se uite la cârtițe sau ceva, știi? La Leia porn. La Leia porn, da, ceva genul. Dar oricum, uitați-vă la Nostalgia, cred. Ok. O să caut. Thanks for the tip, ca să zic așa. That's what he said. That's what she said, cred. Că dacă that's what he said, e cam trist. No homo. No homo, așa ziceți. Dane, ce mai menționezi? Mă, aș mai menționa un joc. Nu știu dacă are loc în perioada Crăciunului, dar așa îmi place să cred.
este Shadowrun Dragonfall. Jocul are loc iarna și mereu este întuneric, mereu este noapte, așa că nu știu, îmi place să cred că e undeva în jurul solstițiului de iarnă, deci în perioada asta. Este un RPG genial, este cel mai bun din seria asta nouă, Shadowrun. Cu o poveste absolut grozavă, cu personaje bine scrise, cu un combat așa și așa decent. Îl am și eu, dar mult mai mult mai puțin liniar decât decât Shadowrun Returns. Shadowrun Returns e complet liniar. E, te duci dintr-un quest în altul, n-ai niciun fel de alegere, aici mai ai și e foarte bun. Și Iulian, tu ai jucat cu Enhanced fără Edition? Enhanced Edition, fără el. Era să mă zic că la finalul variantei normale lipsea o alegere de la final, care am înțeles că au băgat-o în varianta Enhanced. Da, au băgat asta și au băgat și câte un quest pentru fiecare companion. Nice. Și cel mai mișto quest e într-adevăr ăla pentru Glory. Este absolut grozav. Glory, dacă nu știți, este probabil cel mai tragic personaj într-un RPG vreodată. Cine? Glory. E pentru cele mai tragice personaje de RPG vreodată, făcute vreodată. Nope. Da, și sfârșitul e și mai amar dacă ai versiunea asta. Adică că în versiunea normală doar afli povestea, aici povestește și asta e tot. Nu, aici chiar sunt și inconsecinte. Mintea mea de Boșoroc și-a adus aminte de un joc foarte bun de jucat iarna. E că foarte bun, depinde dacă vă place turn-based shit. Banner Saga. Mie îmi place turn-based shit. Știu de Banner Saga, dar nu l-am jucat. E bun ca tematică, destul de interesant. Nu l-am terminat niciodată, doar am jucat așa vreo, nu știu, 5-6 ore. Bine, are vreo 3 episoade. Și are tematică de Crăciun sau ce? No, nu, e nordic, știi, adică e... Zăpadă, dar chiar cu zăpadă. Ideea e că ai și multe perioade între orașe în care te miști cu caravana printre zi, în peisaje cu zăpadă și știi, chiar se potrivește. Da. Sigur, nu putem să nu menționăm cel mai bun joc de Crăciun făcut vreodată, Serious Sam The Second Encounter. Asta literalmente un coridor în care începe o variantă rock a lui Jingle All The Way, în timp în care tu împuși și omori câteva sute de creaturi care vin spre tine. Dar să nu uităm despre secret, când te vezi pe tine îmbrăcat în Moș Crăciun cum mergi prin oraș. Da, și zi-mă la cu the Santa Hat, zi. Da, pălăria. Pălăria, da. Da, într-adevăr, acest de acord. Dacă stau să mă gândesc de... Chiar și mai rejuca, da, uite. Acum, dacă ar fi să vorbim despre jocuri care neapărat se întâmplă iarna sau tematic cu Crăciunul, dar dacă, mă rog, sau se întâmplă iarna, Skyrim, nu? E, tot jocul este o iarnă completă. Nu jucăm, nu vorbim despre jocurile acelei companii aici. Acea companie a făcut și jocuri Home Alone. Serios? Da. Deci este strict tematic. Da. Eu am zis de Skyrim că măcar Skyrim nu este... E un joc ok, bun din punctul meu de vedere, nu e un joc rău. Și de-aia am zis să-l menționez. Iar practic tot jocul e o iarnă completă. Și dacă nu mă știu, și în Morrowind parcă erau companii în addon. În addon. Bloodborne, nu? Da. Da, Skyrim e ok. Ce să zic, prefer Morrowind de 15.000 de ori mai mult, dar... E mai bun ca... Skyrim e mai bun ca Oblivion. Cam asta e lauda pe care pot să-i ofer. Mai slab decât Oblivion e greu. Nu, da, e adevărat, dar mă bănuiesc că s-ar putea dacă ar încerca cineva să facă. Era mai slab. Era unul pentru Engage, care cred că e mai slab, pentru Nokia Engage. Da, din toată seria, bine, ori fi fost și alte de scores, nu mai știu cum era Arena sau nu mai știu care da, era. Da, bine, ori fi slab. Fost un mod pentru, eu știu ce video care a fost și mai groaznic, dar... Da, bine, și nu știu, la Oblivion e chestia că nu, deci chiar nu mi-a rămas absolut nimic în contextul în care cred că am jucat zeci de ore, ca și la Skyrim, de fapt, știi? Nu știu, estetica fețelor urât... Estetica poveste... urâtului. Bă, da, nu, povestea... Planescape Torment are estetica urâtului. Asta Nu are niciun fel de estetică. Faptul că zi creaturile leveled with you, adică, nu știu, mi se pare ridicol, știu că am jucat, nu știu dacă, nu cred că l-am terminat, dar am jucat până aproape de final și mi se pare absolut ridicol să văd, că aveam de alea, cum se numeau, Daedric Armor și nu știu ce, și aveam probleme să beresc lupi, adică, Nu, dar tu nu l-ai jucat, te referi la Oblivion sau la Skyrim?
Nu, la Oblivion, deci chestia asta cu leveling-ul, da, da, știu că urca o dată cu tine. Păi da, dar tu nu ai jucat cum trebuie. Ca să adică cum trebuie, trebuie ca la skill-urile primare să-ți alegi niște skill-uri pe care nu le folosești niciodată. Ca să nu dai niciodată level up. Am văzut și eu clipurile alea, Doane, cu da, știu. Pentru că este mult mai ușor să joci la nivelul 1 tot jocul. Da, corect, corect, da. Bine că în Skyrim au scos asta, uite, pot să-i laud pentru asta. Și într-adevăr, la Skyrim aveam niște chestii interesante, dar nu știu, ori sunt eu prea bătând pentru așa ceva și mi s-am plictisit după vreo săptămână jumătate. Dar din nou, bine, e și chestia asta că nu prea, lor știi că ăstora nu prea le pasă atât de mult de main quest, de nu știu ce mai. Au să ai câteva side quest-uri interesante, într-adevăr, că na, așa. Și poți să creezi o lume interesantă în care să umbli și așa, dar nu m-a prins pe când Morrowind fără Catherine, că dacă mi-ai da acum, nu știu, două săptămâni libere, l-aș lua din nou, cu altă rasă, cu altă, da? Din nou, în fine. O fi gusturi diferite. Singura chestie rămâne în minte de la Skyrim atunci când te întâlnești cu personajul Max von Sydow. Abar n-am cum îl cheamă în joc, n-am ținut minte deloc, dar când te întâlnești cu el, e în spatele unei uși. Așa. Și când spune, ok, intră, auzi cum deschide vreo 50 de lacăte. Deschide ușa și chiar vezi, 50 de lacăte pe ușă. E cea mai genială fază în tot jocul. Da. Morder la faza aia când stă. De acord cu tine că ar fi genială, dar n-au putut, sau cel puțin când am jucat, eu poate l-au peciuit între timp, ca să-ți țină immersion-ul cât de cât acolo, nici măcar n-au putut să facă, voice acting astfel încât să reflecte faptul că tu acum ești the master of the guild. Că toată lumea ți adresează după ce ai terminat, după ce ai terminat, de exemplu, seria de quest-uri de la Thief's Guild, da? Tu încă ți adresează ca și când ești an apprentice. Mai are și faza că la Mage Guild am devenit Grandmaster, abia știin să dau câteva vrăji. Da, exact. La Morrowind a trebuit să mă bat într-o arenă cu fostul Grandmaster să-l omor. Îmi aduc aminte de niște discuții pe forum, pe forumul Elder Scrolls, unde încercau să justifice chestia asta, că tu de fapt, dacă ești liderul Guildei Magilor, tu nu trebuie să fii neapărat mai aici, trebuie să fii un manager bun, asta e ideea. Bun gospodar. Joci bunul gospodar. Singur, și mai este o chestie de care mi-aduc aminte cu plăcere, e faptul că l-au luat pe voice actor-ul din seria Thief. Zi-mă, Dane, cum îmi scapă acum numele. Da, Geralt, dar numele acum. Russell. Da, este ăla tipul care welcomes you, șeful lor, să zic, așa, zic, iau-te, bă, zic, ce... Mă gândeam ce lucruri mișto să urmeze, știi, că uite, e Geralt aici, de unde? Da. Aș mai menționa, deși nu prea vorbim noi de jocuri de genul ăsta, pentru că, în general, noi jucăm pe PC. Ia zi, Lula, zi acum, Lula. Super Mario 64, dar mi-aduc aminte din tinerețe, pentru că a avut un prieten Nintendo 64 și am jucat destul de multe chestii pe el. Super Mario 64 avea un nivel de iarnă în care te băteai cu niște pinguini mari, și oameni de zăpadă și alte chestii, adică era fix un nivel ăsta. Uite, aș menționa și eu acum că ai spus, dar așa mi-a adus aminte, la unul din DLC-urile din Dark Souls 2, cum era, Frozen Throne sau și ceva, tot ceva de genul, nu Frozen Throne, pardon, e o lume înghețată, bine realizată, foarte mișto, și aia, it's wintery. Da, chiar teoretic, Warcraft 3 The Frozen Throne și World of Warcraft Wrath of the Lich King sunt considerate cu tematică de iarnă, pentru că sunt în zone înghețate and there's snow and așa, ice people. Da, de Wrath of the Lich King. Păi, cu tematică de iarnă e și frigiderul meu, că e... Sincer, eu ultima expansiune ok și era multă gheață, erau oameni de gheață. Și că de ce merită inclus? Pentru că e ultima expansiune ok, da? Da. Mergând pe ideea asta, mai menționez o chestie. Need for Speed 5 Porsche 2000 are un nivel în Munții Pirinei, la care e cu adevărat, încep într-o zonă care nu este zăpadă, apare zăpadă, începe din soare, încep să apară ornamente de Crăciun. Dar e în Alpi, nu cred că e în Pirinei. E și una în Pirinei, dar sigur există și un nivel în Pirinei. Nu, corect, Alpi, corect. Am întâlnit vă înșelație pe Transfăgărășeni. L-am încurcat, era în Alpi. Da, era în munți oricum, da, într-adevăr. Mamă, ce amintiri mai trebuie să... Poate cele mai frumoase nivele dintr-un joc de curse cu vreodată. E superb. Ai viraje atât de multe, ai ce să vezi.
Poți să mergi pe un lac înghețat. Uite, un nivel pe care să, de iarnă, pe care să nu îl jucați, este... Am uitat cum se cheamă, Northheim Park, din Gothic 3, în orice caz. E nivelul ăla unde... Vorbești de zona aia de nord? Da. Aoleu. Cea mai nenorocită zonă din orice joc pe care l-am jucat. Că, practic, rămăseseră dezvoltatorii fără timp, fără bani și în zona aia au spamat numai orci peste tot și la sfârșit, ca să faci ultimul quest, trebuie să omori vreo 100 de orci, că cam atâta sunt în zona aia. Da, deci efectiv o să ajungi să te plictisești în draci. Da, e cea mai cumplită zonă dintr-un joc pe care l-am jucat vreodată. Da, și da. Ar mai fi, cred, tot în situația asta și Red Alert 2, care are foarte multe hărți cu zăpadă. Da. Și iarnă. Și Red Alert 1. Red Alert 1 și 2, da, corect. Al doilea parcă e ceva mai festiv. La locuri. Da, parcă era mai detaliat. Transport Tycoon. Voi poți juca pe zăpadă. Și Roller Coaster Tycoon. Are câteva nivele cu zăpadă and ice and stuff. Bine, așa e și în Emperor Rise of the Middle Kingdom. Sunt câteva zone prin China mai unde zi, în apropierea munților, unde ai hărți cu zăpadă. Ce vreți acum? Nu sunt atât de multe jocuri cu tematică de Crăciun sau cu zăpadă. Vezi, dacă erați, dar sunt multe decât cu tematică de Paști. Da, logic. Așa și câte jocuri sunt cu tematică, nu știu. De fapt, orice tematică biblică. Și nu zic de alea super obscure de pe console, știi? Că sunt anumite jocuri de astea jucate de 5 oameni din istorie, în istorie. Păi Diablo 2 are are planșa aia, ultimul, actul 5, cu Baal, care îi prinde zăpadă la nordici. Da. Dar nu poți să te contrazic. Ar mai fi magica la care are câteva nivele care se petrec tot așa în nordul înghețat și apare la un moment Sanialul Moș Crăciun. Cred că... Apar și foarte mulți reni morți. Știu că și Terraria are biomuri cu zăpadă și cu gheață. Nu știu Terraria? Da, Terraria. Dar nu știu dacă există și o tematică specială de Crăciun în perioada asta. Nu, n-am idee. Dar oricum poți să-ți construiești castel de gheață, de exemplu. Sau igluri. Așa era, că tot am zis înainte, vorbeam de jocuri de astea foarte vechi, gen jocuri de Terminator și era, vă ziceam, de Ice Climber. Chiar nu mi-aminteam de ăsta, uitându-mă așa pe joc cu tematică de Crăciun, mi-am amintit. Era un joc jucat pe Terminator în care în fiecare nivel trebuia să urci cât mai sus. Și aveai niște pinguini care alunecau și trebuia să te ferești de ei, să sari peste ei, să nu-i lovești. După care mai erau alte creaturi, trebuia să te ferești, alunecai pentru că pe jos peste tot era gheață și trebuia să spargi ca să urci mai sus. Nu știu dacă mai țineți minte, dar era un joc destul de caternică și cum am jucat destul de mult pe Terminator. Era un fel de Super Mario așa, cu super multe, 99, 15.099, nu știu câte de nivele, știi? Tot urcai, mă rog, 15.000 exagerat, dar zic că tot urcai până să termin. Și deveneau nivelele progresiv mai grele. Mă gândeam acum la stages in fighting games care ar fi avut winter themes. Care? Păi nu, asta zic, mă gândesc că... Voi mai țineți în minte că poate să nu te mai boșorog. Nu, chiar nu vine în minte. Nu vine în minte. Nu cred, dar într-adevăr, uite, că sunt tot felul de locații și așa, dar uite, chiar nu țin minte nimic cu Winter Themed. Nici eu. Nici în Street Fighter, nici în Mortal Kombat-uri, nici în Virtua Fighter. Uite, în World of Warcraft în perioada asta, în orașe găsești brazi. Da, și sunt... Sunt tematicile, sunt evenimentele de Crăciun. Evenimente de Crăciun, l-am făcut și noi, nu acum un an sau doi sau acum. Da, să-l găsești pe Renu, care așa? Practic e Rudolf, dar îi zice altfel în joc. Da, pe care l-au răpit pirații. Da. Și te trimite Father Winter, că așa îi spune, da. Nu zice Moș Crăciun, îi zice Father Winter, te trimite să-i găsești Renu. Te trimite în Strangator în Vietnam. Poți să iei tot felul de dulciuri și chestii care te transformă, îți poți face Mount-ul Ren, te transformă într-un gnom îmbrăcat în Crăciun, în Moș Crăciun, chestii de genul ăsta. Sunt făcute evenimente tematice, bine. În Warcraft 2, dacă joci cu tematică de zăpadă, la oameni, cred că și la orci,
De exemplu, biserica lor e luminată așa frumos, are beculețe și am impresia că da? Și da, parcă și Gnome Workshop sau Goblin Alchemist e împodobită, are niște... Da, e împodobit. Tare, tare, tare. Nu mai ține minte. It's been so long, ca să zic așa. Ai jucat cineva dintre voi Batman Arkham Origins? Că și el era tot de Crăciun. N-am jucat încă, nu. Doar Arkham Asylum e singurul pe care l-am jucat. Nici nu am jucat pe ăla. Știu că era de Crăciun. Posibil, dar nu am ajuns la el. Sincer, singurul care mai vine în minte, că tot ziceai tu de NFS Science, mi-am amintit de Colin McRae Rally, că avea multe, destul de multe plânși cu... Da, în Suedia. Cu săpadă. În Suedia. Și tot așa mai era pe vremea când mai jucam chestii genul Star Wars Pod Racer, care l-am jucat de câteva ori și l-am mai jucat și pe Kinect ulterior, avea câteva planșe cu zăpadă. Unde era Battle of... În Rogue Squadron, iară. Dacă jucai Rogue Squadron, aveai The Battle of Hoth. Da. Puteai să... Încerci să nu intri cu ăsta, A-Wing-ul în picioarele alea când îi puneai pasou. Da, 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 trebuia, dar nu erai cu A-Wing-ul, erau alea, cum le zicea... Snowspeeder. Sau... Așa, așa, da, 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 că A-Wing-urile erau altele, erau la alte nivele. E cu zăpadă, nu e tematic. Da. Nu știu dacă mai aveți vreo idee. Știi ce, de fapt, mai am o idee. Mi se pare că în Little Big Adventure 2, dacă nu mă înșel, Twins and Odyssey erau câteva nivele de Crăciun cu zăpadă. Bine, așa nu era și în, nu mai știu care, Batman, nu știu dacă în Asylum sau în City, la fel. Sunt perioade din joc în care e clar iarnă. Da? Origins este chiar la Crăciun. Sau chiar Origins, da, nu mai știu, da, da. Ok. Nu mai ți-am zis, n-am ajuns atât de mult încât să pot să știu care. La mine cam astea au fost, sincer, nu mai mi-amintesc alte jocuri de genul ăsta, nu știu dacă vă mai vin vouă în minte. Ar fi jocuri de schiat, cum e mai recent Snow și la Shaun White Snowboarding, la care practic era non-stop tematică da. De sărbători, de Crăciun, de zăpadă, de... Da, iarnă. Dacă sunt snow sports. Orice cu hockey, da, exact. Așa asta, Duke Nukem 3D avea un nivel cu zăpadă, într-un expansion parcă. Ok, nici eu. Bine, la câte au avut, nu știu sigur dacă e pentru ale oficiale sau nu, a avut și cu insule tropicale, a avut de toate. Ha, ok. Nu mai ține aminte nimic de genul ăsta. Bine, acum, după cum ziceam și la început, dacă noi nu mai ținem minte, poate mai țineți minte voi jocuri cu tematică de Crăciun sau măcar ce jocuri joacă lumea în vacanță, știi? Corect. GTA Online, acum în perioada sărbătorilor, bag zăpadă pe hartă. Da? Mașinile merg oribil. Care GTA? GTA Online, Online sau ce? Da. Da. Mașinile merg oribil pe zăpadă, dai zăpadă. Eu cel puțin plănuiesc, dacă reușesc în concediul ăsta până revin la muncă, poate să termin și eu Witcher 2. Mi-am propus așa targetul. Witcher 2 nu-i lung, poți să termini. Știu. Dar mai joc și WoW, care mănâncă timp, știi? Și board games. Păi bine, mă, tu joci Witcher zi cu țărăita. Trebuie să joci legat, că o să uiți personaje. Mi-am amintit. Încă un cel mai bun joc de Crăciun. Hitman Blood Money. Ai un nivel la care vizitezi practic casa lui Hugh Hefner să-l omori. Îmbrăcat ca moșcă și eu, dacă vrei. Săracul Hugh. Și în jocul nou, care, bine, varianta gratuită a jocului de acum, o băgat o misiune pe prima hartă la care îi practic trebuie să-i omori pe Harv și alaltul din Home Alone 1. Da. Pe hartă cu Paris te jefuiești ceva și la un moment dat apare și Moș Crăciun, poți să-i omori și pe el și poți zic exact că el. Kill everybody, ce naiba. Corect. Băi, it's in the name. Dacă e Hitman. Da, nu știu, eu n-am prea jucat seria Hitman. Cred că am jucat foarte puțin, dar nu atât de mult încât să pot să-mi amintesc chestii în stuff. Știu că ziceau foarte mulți că seamănă cu Max Payne, doar că mie mi s-a părut neapărat că seamănă cu Max Payne. Nu are nicio treabă. Hitman-urile vechi sunt proper stealth, infiltration, assassination. Deci da. Pe Hitman l-au băgat puțin tel mai spre acțiune, dar nu tot nu e la nivelul lui Max Payne. Na, da. Na, asta e tot ce țin minte, ți-am zis. N-am jucat atât de mult încât să-mi amintesc fix. Bun.
Dacă știți și voi de niște jocuri cu tematică de Crăciun sau jocuri pe care le jucați voi în perioada asta, ca un fel de tradiție, lăsați-ne un comentariu. Poate vreți să le jucăm și noi. Corect. Și cu asta, dacă nu mai are nimeni nimic de menționat spus, vă urăm încă o dată sărbători fericite. Sărbători fericite. Sărbători fericite. Salutare, oameni buni. The Last Jedi a fost groaznic.